Viața a devenit atât de scumpă pentru români încât unii preferă să sară peste o masă ori să nu-și încălzească locuințele ca să cheltuiască mai puțin. Acestea sunt rezultatele unui sondaj realizat în 10 țări, printre care și România. Larisa Antal are detalii. Bună seara, Larisa! Bună seara! Cheltuielile zilnice devin o povară pentru tot mai mulți oameni care preferă să renunțe la anumite nevoi de bază. Iar faptul că au un loc de muncă nu le mai garantează și că au ce să pună pe masă a doua zi. 13% dintre românii care au răspuns sondajului Ipsos, de pildă, spun că au avut zile în ultimele 6 luni în care nu au mâncat de 3 ori pe zi. Practic, au sărit peste o masă chiar dacă le era foame. Îngrijorător este și că 16% dintre ai noștri spun că au renunțat să meargă la medic, cu toate că erau bolnavi și ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale, tot din pricina costurilor mari. Totodată, 22% dintre respondenți au spus că s-au împrumutat de bani de la rude și prieteni. Sondajul despre care vă vorbesc a fost realizat în 10 țări, iar grecii s-au declarat cei mai oropsiți, însă și francezii spun că o duc tot mai greu din cauza scumpirilor. Totodată, 62% dintre europeni spun că au rărit considerabil vacanțele, iar 42% au renunțat să-și mai încălzească inclusiv locuința, cu toate că le era frig.